Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Ca de obicei, și astăzi vă așteptăm cu subiecte frumoase și interesante despre multiculturalitatea și interculturalitatea transilvaniană. Vom discuta pentru început despre un eveniment tradițional care se petrece la Gherla, care va avea loc chiar la sfârșitul acestei săptămâni, după care vom avea o ediție muzicală cu un invitat special. Pentru început însă vă invit să aflăm mai multe despre un eveniment cu tradiție care se organizează anual în municipiul Gherla. Despre ce este vorba aflăm de la domnul Ioan Estegar, președinte al Uniunii Armenilor din România, filiala Transilvania. Bun găsit, domnule Estegar! Bună ziua, bună pentru telespectatori! Domnule Estegar, spuneam că la sfârșitul acestui săptămâni este un eveniment foarte important pentru comunitatea armeană, dar nu numai. Despre ce este vorba? Noi în fiecare an și de data asta la sfârșitul săptămânii, în 5 iulie, sâmbătă, sărbătorim Sfântul Grigore Luminătorul, Sfântul cel mai important al armenilor, Sfântul care a arătat calea spre creștinism armenilor. În fiecare an sărbătorim cu un fast foarte mare. Asta înseamnă sâmbătă un program foarte, foarte des. La ora 11 începe slujba, care va dura o oră și jumătate, deci pe la 12:30 terminăm, după care ieșim în fața bisericii și sfințim orologiul care a fost reparat, renovat datorită ambasadei elvețiene care a finanțat această treabă și acolo desigur să țin niște discursuri ambasadorul Elveției, ambasadorul Armeniei, arhiepiscopul nostru din Alba Iulia și primarul. După ce terminăm acest eveniment, intrăm în parohia armeno-catolică și circa 15-20 de minute lansăm încă o carte, monografia lui Songot, monografia orașului Armenopolis, Gherla, tradusă în limba română. Ideea a fost ca să traducem aceste cărți ca să cunoască și majoritatea din Gherla, adică românii, cum a fost construit orașul, cine au locuit aici înainte, să cunoască toată istoria orașului. După aceea intrăm la masă. La masa festivă noi ne așteptăm la circa 400 de persoane în parohie, într-o pivniță stil baroc boltită și sus într-o sală de consiliu, unde desigur se servește un aperitiv, coniac, vestitul și tradiționalul aganciabur, adică vestita supă de urechiușă. Chiar vreau să vă întreb dacă va fi bineînțeles. Aganciabur, aganci înseamnă urechiușă, abur înseamnă da, este cuhurut care în mod special se lucrează, nu știu dacă vă interesează, din lapte acru de vreo 6-8 săptămâni se crește și se amestecă cu pătrunjel și alte. Este cu siguranță punctul forte și nelipsit al meniului cu care sunt ospătați oaspeții care vin la hram. Domnule Estegar, cum se încadrează acest eveniment în zilele orașului? Pentru că, din câte știu, în ultima perioadă, acest eveniment a fost încadrat în zilele orașului, zilele municipiului Gherla. Da, datorită primarului, să zic, nou de vreo 2 ani, liberal, el a spus că de acum înainte zilele orașului vor fi odată cu Sfântul Grigore Luminătorul, adică cu sărbătoarea armenilor, și noi tot sâmbătă ne încadrăm cu anumite programe, deci specific armenești, după ce se termină masa, la orele 17:45 avem un film care se numește Armenopolis, Suflet Armean, un film profesionist documentar, iar după
acest film la ora 19. Avem o expoziție de fotografii vechi și noi, clădiri și persoane, la sediul UAR-ului. Filmul este la cinematograful acum renovat. E primul film care se rulează acolo după renovare. Și la ora 19 și 15 minute avem un concert de jazz Hari Tavitian în Catedrala Armeno-Catolică. Bineînțeles, este un jazz mai mult concert de pian cu cântece, melodii tradiționale armenești și bisericești. Deci cam ăsta e programul nostru, care se încadrează în programul general al sărbătoririi orașului, zilelor orașului. Un program foarte bogat, foarte frumos. Domnule Estegar, noi vă mulțumim foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Cu plăcere, vă aștept cu drag la sărbătoare. TV Recluj va fi prezent acolo, va reda ce se va întâmpla, ce se va întâmpla sâmbătă la Gherla cu ocazia acestui eveniment important pentru comunitatea armeană. Vom avea emisiuni intervenții în direct, dar și materiale ample pe care le veți putea vedea în cadrul programelor TV Recluj. Vă mulțumim pentru... Mulțumim și noi. Vă mulțumesc pentru că m-ați primit. Bine. Stimați telespectatori, noi continuăm emisiunea noastră, ediția de astăzi. Așa cum vă promiteam, vom avea o ediție cu multă muzică. Această primă parte până la ora 18 va fi cu multă muzică. Nu uitați că și în partea a doua, de la ora 18.30, vă așteptăm cu reportajele Transilvaniei Policrome. Dar acum vă invit să ascultăm un prim calup muzical cu ansamblu coral Voci Transilvane, după care vă invit alături de invitatul meu în studio. Oh,
De curând, ansamblul coral Voci Transilvane a aniversat 20 de ani de când la pupitru formației se află dirijorul Adrian Corojan. Chiar în studio alături de noi se află domnul Adrian Corojan, cel care de 20 de ani, iată, este alături de ansamblul Voci Transilvane, un ansamblu cu tradiție despre care, cu ocazia acestei ediții a misiunii noastre, vom afla mai multe de istoric, vom afla despre repertoriu, dar și despre această particularitate a ansamblului de a cânta în atât de multe limbi, 29 de limbi. Bun găsit, domnule Corojan! Sărbătorile dumneavoastră și bună ziua telespectatorilor! La mulți ani! În primul mulțumesc rând. Mulțumesc și mulțumesc că m-ați invitat. Mulți, mulți ani. Mulți ani și inspirație și putere să fiți să în vă aud de cel de sus, da. Ansamblul coral Voci Transilvane nu este, este un ansamblu deja cu tradiție, este un ansamblu fondat în 1945, desigur atunci avea alte denumiri. O să vă rog să ne spuneți așa pe scurt cum s-a înființat acest ansamblu în anul 1945, de către cine și parcursul lui așa pe de-a lungul anilor până în prezent. Deci vreau să vă spun că imediat după ce a încetat războiul al doilea mondial, preotul Augustin Bena, care fusese deja mai bine de 15 ani rector al Academiei de Muzică, compozitor, profesor renumit. Primul rector al Academiei de Muzică. Da, și fondatorul învățământului muzical de rang universitar aici la Cluj. S-a gândit să fondeze un cor de amatori, așa, amatori însemnând cei care cântă cu sufletul, cu inima, da? Pasionați, iubitori. Și trebuie să știți că după război erau condițiile foarte grele și singurul, să zicem, singura categorie în care disciplina exista și structurile nu erau atinse atât de cronic de război, au fost ceferiștii. Așa, deci s-a intitulat la început Corul al Regionalei de Căi Ferate Cluj. Deci nu din alt considerent. Și așa a ținut zeci de ani de zile, dumnealui a dirijat 2 ani de zile, după care, după un an de zile de tranziție în care s-au perindat mai mulți dintre foștii săi studenți, maestri după aceea mari, a venit la pupitru profesorul Mircea Breazu, care a dirijat aproape 45 de ani, deci din 48 până în 85, în 85 va dirija 5 ani de zile Ciprian Rusu, așa, și din 90 până 94 a reluat maestru Breazu,
94 m-am prezentat eu. Era și de atunci ați rămas alături de ansamblu. Am rămas pentru că era chiar în al 50-lea an de existență. Era aproape în să zicem, într-o comă corală, dar, cum să zic, tradiția te impune și atunci am simțit și până la urmă, având în vedere că maestrul meu a fost la rândul discipolul lui Bena, deci într-o filiație profesională eram, cum să zicem, a treia generație, a impus această coincidență și am preluat frâiele. Din 2003, ansamblul și-a schimbat din nou denumirea. În 95, la aniversare de o jumătate de secol, am schimbat în numele Feroviaria, pentru că era un nume mai internațional. Simțeam că vom ieși în exterior și era cam greu de tradus în toate limbile, corul mix al regionalei de Căi Ferate Cluj, așa. Din 2003, ansamblul ia numele de Voci Transilvane. În urma succeselor pe care le-am avut în aproximativ pe vremea aceea 15 țări în turnee în Europa și în Asia, și după care din 2005 am intrat, deci până atunci eram sub cupola CFR-ului, din 2005, deci cât anul viitor vom avea 10 ani, suntem ai Casei de Cultura Municipiului Cluj-Napoca, unde lucrez din 85. Ați spus deja că la pupitrul coralei s-au perindat mai mulți dirijori cunoscuți, dar ați avut și foarte multe colaborări cu interpreți cunoscuți. Da, adică hai să o luăm din ca un fapt inedit. Printre, deci maestru, atât maestru Bena cât și Breazu și-au adus dintre studentele care sau studenții și în perioada Breazu, de exemplu, a avut ca solistă pe acum mult cunoscuta Mariana Nicolescu, era în prima perioadă de studenție. Și eu, de exemplu, de când sunt dirijor, am colaborat cu distinsa doamnă Lucia Țibuleac, soprană la solista Operei Naționale din București și după aceea cu soliști de la operă și soliști de talent internațional cum e Dana Ciuca Matei, mezzo-soprană, Daniela Chișbora Mureșan, soprană, și după aceea dintre bărbați, să zicem, vocile Cristian Hodrea, cu care am colaborat foarte mult, Horațiu Ruști și alții. Aveți? La pian, în schimb, o distinsă maestră de pian, Natalia Constantin, care este în ultima perioadă consecventă, urmând pe cea care a fost prima noastră corepetitoare, cum se numește, doamna Cornelia Cuteanu Suciu. Da. Aveți foarte mulți membri, normal, și oameni sufletiști, oameni asta talentați. Rând, da. Cine sunt dânsii? Pentru că nu ați spus că este un ansamblu de... Este foarte nu variată. Sunt profesioniști, sunt oameni care pur și simplu au drag de muzică. Asta este în primul rând. Eu asta caut. Pentru că... Cum îi alegeți? Cum ajung știți cum e? Să devină membri ai ansamblului? De tot de la zic, ușa corului este deschisă și la intrare și la ieșire. Și vine cineva, zic, maestre, dar trebuie să dau o probă. Zic, nu. Zic, eu te aud, știu că ai ureche muzicală sau de multe ori ai și nu folosești, ca lumea este altceva. Și zic că facem calificare la locul de muncă. Mie nu-mi place să vină cineva să asiste la o repetiție. Mi-au fost propuneri. Vin să văd cum... Nu. La mine nu vii să vezi. La mine te integrezi și într-o lună, două, vei putea spune tu dacă suporți colectivul și colectivul dacă te suportă pe tine. Cine este Adrian Corojan? Care este legătura dumneavoastră cu muzica și cum ați ajuns la pupitrul ansamblului coral Voci Transilvane? Sincer să vă spun, tata era urolog și a avut un pacient, aveam 4 ani și așa l-am cunoscut. Întâmplător, prin tratamentele care le făcea, eram și acasă și mi-a dat seama că am auz muzical. Acel maestru, primul meu maestru, se numește Antonin Ciolan, cel care a fondat Filarmonica din Cluj, din Iași, un mare maestru. Am avut noroc că a fost foarte persuasiv cu tata și să-l dai la muzică. Și până în 70, până a murit, și de atunci am un drag teribil față de dumnealui și când trec pe aleea principală din parc, mă opresc întotdeauna în fața bustului,
mă înclin și fac o Sfântă Cruce și îl pomenesc. Îi mulțumesc din tot sufletul. Ei, și după aceea au venit toate. Am făcut liceu de muzică, conservator, tot a venit într-un curs foarte firesc. Cariera am început-o la Zalău, am început să fac cor de copii, cor cu adulți și m-am exersat. Pentru mine stagiul a fost un exercițiu. Am venit la Cluj. Cluj este un oraș cu o activitate corală teribilă, teribilă. Poate că nu știu dacă există București, dacă ar fi, dar păstrând proporțiile, orașul este plin de... Este, poate, pe vremea când făceam noi Festival Crăciun Ecumenic, am reușit să adun, erau vreo 20 și ceva de coruri, ceea ce e foarte mult, în condițiile în care după Revoluție multe au dispărut. Ați avut și aveți legături și cu diaspora românească. Ați avut turnee foarte multe și chiar o să ne povestiți că o să aveți în curând un alt turneu. Dar spuneți-ne așa pe scurt cum s-a format această relație și cum ați ajuns să concertați și în străinătate pentru românii de dincolo. Trebuie să vă spun, pentru început, fiind un cor CFR, prima deschidere spre Europa a fost printr-o limbă care foarte greu se mai pomenește, dar a avut la înființare o limbă artificială, se numește Esperanto. Și am fost rugați de ceferiștii esperantiști să susținem un concert când s-au întâlnit internaționale în diverse orașe și s-a întâmplat să fie la Brașov, aproape de noi. Și am mers așa un succes mare, pentru că am fost rugați să cântăm imnul Esperanto și alte lucrări. Și am fost invitat în Polonia, în Slovacia și tot a venit de la sine, pentru că mergând în Polonia am dat telefon la ambasadă să îmi spune, spuneți-mi un cântec polonez care să ridice sala în picioare, că vrem să facem un gest de curtoazie și să le cântăm. Așa și s-a întâmplat. Automat, pe vremea aceea, președintea televiziunii din Gdansk a venit și din Sopot, au venit la noi să ne ducă imediat. Programul nostru era altul și n-am putut. Ei, și după aceea, încetul cu încetul, așa, dintr-o întâmplare întâmplătoare, venind înspre casă din Polonia, așa am nimerit la Częstochowa, la Jasna Góra, unde este celebra Madonna Neagră, locul în care, legat foarte mult de Sfântul Ioan Paul al II-lea, Papa Romei, și atunci am fost invitat și am cântat în bazilică. Pentru că diasporele românești a fost pregătirea pentru intrarea noastră în Europa. Și atunci am instituit un proiect pro-Europa. Adică făceam o pledoarie muzicală și a demonstrat că noi românii suntem, sau cetățenii din România, suntem europeni din nașterea noastră, nu pentru că... Și așa am făcut pledoarii. Și bineînțeles că ne-am dus în diaspora. Într-unul din aceste turnee ale dumneavoastră ați avut alături și o echipă a TVR Cluj, care a realizat onorați. Un material mai amplu. Da. Invităm acum pe telespectatorii noștri să urmărească un material spicuit, practic, din acel material realizat de colega noastră, Mihaela Ilea, unde puteți să-i cunoaște și pe alți membri ai ansamblului coral Voci Transilvane, după care revenim cu discuția în studio cu invitatul nostru. Relația noastră cu românii de pretutindeni e deja o tradiție la noi. Am întâlnit comunități din Belgia, din Franța, din Italia și acum suntem în Spania. Am venit pentru românii noștri să le aducem un mesaj al românismului și al europenității noastre.
Acesta este al treilea proiect pe care îl derulăm. Țintele au fost românii, principal românii din afară. Apoi am ales și alte ținte, populațiile autohtone din țările în care am concertat. Toate proiectele noastre au fost, să zic așa, au avut același mesaj pro-România, pro-românesc, de aia și cel de acum este intitulat Turneu pro-România. Proiectele au fost susținute de Ministerul Culturii, de Ministerul de Externe, de Casa Municipală de Cultură, de Consiliul Județean, de Primăria Municipiului Cluj-Napoca, de Sindicatele Învățământului Preuniversitar, de Sindicatul Regional CFR. La cor, acum 8 ani și jumătate, îl știam pe domnul profesor, pe Adrian, încă de când eram la facultate. Ne-am întâlnit într-o zi pe stradă, în centru, acasă și ziceam, hai de la cor. No, foarte bine, mă duc, era tocmai exact perioada de colinde. Eram fermecat atunci, am zis, a fost extraordinar. Pe mine asta, de fapt, mă pasiona. Vreau să ajung să cânt colindele. Și când am ajuns acolo, pe urmă, n-am mai plecat. După ce am simțit vibrația și plăcerea de a cânta în cor, n-am mai vrut să plec. Sunt în cor de ceva vreme și simt că am întinerit cu câțiva ani. E o bucurie fantastică să cânți în acest cor, în care te simți ca într-o familie mare, unde oamenii zâmbesc în fiecare zi și, o spun foarte sincer, nici nu-mi doresc să vină noaptea. Fiindcă noaptea nu sunt cu ei. E minunat, iar turneul acesta din Spania a venit ca ceva nesperat și cred că e surpriza vieții mele. Am venit în acest cor, am auzit de acest cor de mai mulți ani, am făcut o pauză, am cântat și în alte coruri și mă simt minunat în acest cor, mi se pare că ar fi rai pe pământ. Am ajuns la acest cor în urmă cu 3 ani, mi-am descoperit un hobby prin acest lucru. În fiecare an am făcut foarte multe turnee în toate țările Europei și a fost minunat. Corul Voci Transilvane va pleca acum la Barcelona pentru un concert extraordinar. Din 92 sunt la Corul Feroviaria, actualmente Voci Transilvane, unde pot să spun că mă simt extraordinar. Este un colectiv minunat, tânăr, în fiecare an vin membrii noi la cor. La cor, eram tinerel, 20 de ani, și mă aflu aici, în familia corului, o familie cu bune, cu rele, dar în momentul când intrăm pe scenă, suntem un tot unitar și ne bucurăm să cântăm. Cred că asta ne caracterizează pe toți care cântăm, bucuria de a cânta. Activez în cadrul corului regionale CFR din 1978. Am aceleași emoții ca la primul concert. Apreciez mult munca dirijorului nostru, maestru Adrian Corojan. Mă simt tânără pentru că colectivul este tânăr și îmi place repertorul, îmi place de minune.
Avem o întâlnire directă cu o comunitate de români importantă din Spania și cu ocazia asta reușim să vedem lucrurile un picuț altfel de cum le știm noi de acasă. Chiar și eu am ceva rude apropiate aici pe care abia aștept să le văd. Să văd ce fac, cum muncesc, care sunt preocupările lor aici. Peste 463 de concerte ale ansamblului coral Voci Transilvane, care de curând și-a aniversat 20 de ani, 20 de ani de când la pupitul formației, se află dirijorul Adrian Corojan, pe care îl am alături de mine astăzi invitată special. Domnule Corojan, cântați în 29 de limbi. Deci piesele pe care le cântați, le interpretați, sunt în limba lor originală. Cum ați ajuns la acest repertoriu și de ce această varietate de limbi? Sincer, nici nu mi-am dat seama. N-a fost ceva căutat. Dar probabil că am pornit de la structura Clujului, structura Ardealului, pentru că am dorit să facem toate piesele în limba originală. De-abia în limba originală se suprapune perfect accentul prozodic cu cel muzical și, în primul rând, pot să exprim mult mai bine cu adevărat, am mai spus cu alte ocazii, în cazul muzicilor vocale, a compozitorilor vocale și unde se înscrie și cea corală, regina este textul, nu muzica. Chiar că vă spune un muzician treaba aceasta. Și atunci am vrut să fiu cât mai, cum să zic, cât mai aproape de adevăr, de original. Sunt de felul meu un perfecționist. Și din aproape în aproape am ajuns să-mi dau seama la primul concert care l-am dat la Academia de Muzică înainte de primul nostru turneu în străinătate, chiar doamna de la studio mi-a spus: maestre, dar cântați în 11 limbi. Atunci a fost aprins un beculeț. Și după care totul a pornit din aproape în aproape, în așa fel încât am reușit să cântăm, de exemplu, în 7 limbi slave, sau să cântăm în limbi exotice, cum ar fi japoneză, în coreană, în swahili sau în zulu. Care este criteriul după care vă alegeți piesele care intră în repertoriul muzicalitate. Dumneavoastră? Muzicalitate. Deci noi suntem un cor de amator. Nu rezistăm să facem o piesă tehnic. Să știți că am încercat cu multe, să zicem, celebre sau care aș fi dorit eu ca profesionist să fac. L-am introdus în repertoriu și în momentul se simte imediat că nu place, că nu în sensul că piesa nu e frumoasă sau nu e compatibilă. Și atunci am luat departe. Cum ajungeți să învățați acele piese, pentru că sunt în limbile originale, fiecare limbă are caracteristicile sale. Mă duc la sursă. Cum? Așa s-a întâmplat, de exemplu, să merg la profesor, lector de limbă japoneză și pentru că de pe spatele unei partituri primite de la un confrate din Paris, deci tot un dirijor, mi-a trimis un schimb de partituri și pe spate era Sakura, floare de cireș, cântecul național al Japoniei, și imediat am dat telefon la limbi, la noi, am ajuns la Catedra de Limbi Orientale, am dat de Norita Tomo și de doamna Tămâianu, așa, și i-am întâlnit. Eram cu un buchet de gladiole japoneze, acele mici portocalii, la o terasă și mi-a spus și mi-a zis, este un haiku, mi-a făcut și o grafică și ne-am înțeles și am cerut fiecare cuvânt, ce înseamnă, cum se pronunță, sunt vocale care nu sunt în românește și așa am mers peste tot. De exemplu, pentru limba Zulu, am găsit o doamnă farmacist vis-a-vis de sora, care vorbea Zulu, și mi-a spus cum să pronunț și ce înseamnă. Știi? Revenim pe meleagurile noastre transilvanene. Spuneți-ne puțin despre piese pe care le aveți în repertoriu, care se regăsesc, ale compozitorilor de pe meleagurile noastre sau piese în limbile care se vorbesc aici la noi în Transilvania. Și mai ales, spuneți-mi, aveți, am înțeles că sunt cam 30 de coriști aveți, da? Da, da.
sunt de alte etnii, cum vă ajută cu pronunția? Am avut și de alte, dar acum toți sunt români, mai puțin trei care sunt din familii mixte, dar vorbitori de românește, de limba română, și vreau să spun că în momentul când ne-am dus la Budapesta, am avut un proiect, omagiu clujan, unui rege clujan, așa, și am căutat o piesă și am găsit în Ciangăime, O Saint Istvan, o piesă veche de aproape 1000 de ani, deci aproape contemporan cu Sfântul Ștefan. Și când ne-am dus la Magyar Templom și am cântat, în timpul liturghiei mesei catolice, a fost invitat la Székesfehérvár sau la Visegrad, la Castelul de Vară, m-a întrebat inclusiv viceprimărița din Székesfehérvár, zice, maestre, aveți și români în cor? Și am zis, am numai români în cor, dar așa cântați ca niște unguri. Păi așa, când este în ungurește, cântăm ca niște unguri, în românește ca niște români, în țigănește ca avem și în țigănească. Da, o să putem să ascultăm și noi chiar în calupul următor pregătit pentru telespectatori, mai multe, tot așa, o serie de cântece interpretate în diverse limbi, așa cum au putut deja asculta telespectatorii. Bănuiesc că aveți foarte multe colaborări de-a lungul anilor, e și normal să se fi întâmplat acest lucru. Aveți formații partenere, ansamblul cu care colaborați din străinătate, de exemplu? A fost o chestie de curtoazie până la urmă. Era un coleg de-a meu de la Oradea și avea un cor din Italia, din Pisogne. Și a zis, colega, mă poți ajuta să facem un concert la voi? Făcea un microturneu în Ardeal. Zic, cum să nu? Au venit și atunci le-am spus că și eu am un cor și am făcut un duplex, cum ar veni, și așa de încântați au fost că de primirea, în primul rând, artistică. Și le-am privilegiat o cântare și în Catedrala Greco-Catolică, încât în același an ne-au invitat la ei. Și e un cor partener. Avem cam în fiecare țară, dacă nu coruri, măcar structuri care, odată ce ne-au ascultat, doresc să ne revadă, să ne reajută. Domnule Corajan, acum la această aniversar ați organizat și un concert, bineînțeles nu se putea să fie altfel. Cum vedeți viitorul ansamblului coral Voci Transilvane? Eu mai degrabă laud, pentru că și laud foarte bine. Sunt doi factori de care depinde foarte mult. Unul este bunul Dumnezeu și celălalt este sănătatea coriștilor noștri, colegilor mei. În rest, suntem optimiști, suntem un ansamblu optimist, nu ne împiedecăm cât de mare ar fi obstacolul, îl trecem și îl ocolim și ne bucurăm de micile bucurii cotidiene și ne umplem sufletul. Dacă sufletul este umplut, suntem mulțumiți și dacă suntem mulțumiți, suntem fericiți. Spuneam de acest spațiu multicultural și despre această parte specifică a dumneavoastră. Ați spus că n-a fost ceva gândit să ajungeți să cântați în atâtea limbi. Cum s-a întâmplat? Ați spus că la un moment dat, de exemplu, v-ați răzit că pur și simplu sunt 11 limbi, să aveți piese, aveți cântece de 11 limbi. Păi, în primul rând, structura noastră. Am fondat, de exemplu, tot din acest dor de a fi cât mai real, cât mai natural clujeni. Și atunci am făcut Festival Crăciun Ecumenic și am unit cele trei nații, deci român, maghiar, german, am unit cele șapte, să zicem, culte tradiționale, confesiuni, care sunt semnatare în pactul de ecumenism. Și cu toții am vizitat și am cântat împreună în românește, maghiară. Când s-a întâmplat acest lucru, acest festival ecumenic? Din 97 și până acum 4 ani de zile. 14 ediții au fost și prin rotație fiecare cult, biserică a fost gazdă și așa s-a făcut. La un dat în 2001 am avut un cor, a fost implicat și publicul. Și atunci, la un dat, aveam 1250 de coriști, erau multe coruri, și la Sfântul Mihai, Biserica Catolică, și 3000 și ceva, deci am avut un cor uriaș de 4000 și ceva de oameni care au cântat împreună Mengelozongel, Stille Nacht, Trei Păstori la mulți ani. A fost superb. Ne-am simțit cu toții că suntem frați și suntem locuitori unei același oraș multicultural și pluriconfesional.
Sunteți un cor laic, sunteți un cor care a primit de-a lungul anilor numeroase recunoașteri, da, din partea diverselor instituții. Personalități, da. Noi suntem un cor laic, dar suntem un cor credincios. Și ne putem să zicem, dacă îmi permite să ne mândrim, că în 2000, când am fost la Vatican, în audiență la Sfântul Părinte, ni s-a adresat în limba română 5 minute și suntem poate singurul cor din Cluj, nu pot să zic dacă în România, că nu am toate informațiile, care avem o binecuvântare a unui actual sfânt. Pentru că acum nu mai zicem fericit, îi zicem Sfântul Ioan Paul al II-lea Papa Romei. Și în aceeași echidistanță a fost de 4 ori invitați și am cântat în prezența sanctității sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenii de Constantinopol la Istanbul. Această muncă a dumneavoastră, pe care o depuneți dumneavoastră, coriștii, membrii corului Ansamblul Coral Vacea Transilvane al Casei de Cultură a Municipiului Cluj-Napoca, bănesc că presupune, bine, normal, și partea aceasta financiară care este nelipsită. Cine vă sprijină? În primul rând, Casa Municipală de Cultură, care este patronul și găzduitorul nostru. În al doilea rând este Sindicatul Liber al Învățământului Preuniversitar Clujan, care ne găzduiește și avem o mulțumire permanentă pentru că avem o sală unde să repetăm. Și este Asociația Culturală Voci Transilvane, un ONG care aparține de cor și în care putem să prin cont și așa mai departe să accesăm sponsori, mecena și oamenii, publicul, noi avem permanent 300-400 de oameni care vin la concertele noastre. Aveți un public care este interesat. Există interes pentru generația. Deși nu suntem agreații presei scrise, așa, nu suntem răsfățați, agreați suntem, să nu greșesc, nu suntem răsfățați, dar avem... aveți publicul dumneavoastră. Și plus este televiziunea dumneavoastră, care odată chiar ne-ați... deci TV Cluj, care ne-a însoțit, cum a spus, în turneul din 2008 în Spania. Sunt toate, să zicem, structurile locale și județene, vorbesc la Consiliul Județean, Consiliul care ne sprijină. N-am avut niciodată un refuz, decât probabil noi am cerut o sumă mai mare și am primit, dar de fiecare dată am fost ajutați. Oamenii, cum se cade, se adună și chiar și la finanțe. Tot să fim mai mulțumiți și adaptăm la... ce rețetă ni se dă? Spuneați că membrii sunt oameni de diverse profesii. Da, între 23 și 73 de ani. Așa, chiar vreau să văd care sunt studenți, limitele. Am avut și elevi. Da. Chiar v-aș ruga, noi facem din toamnă un nou, deci la noi permanent, așa în 20 de ani sau perindat mai bine 400 faceți de oameni. Faceți preselecții. Nu facem preselecții, dar îi așteptăm pe toți. Nu am nicio regulă, decât să știe că noi lucrăm, deci intrăm cu sufletul, cu pasiunea, dar muncim foarte serios. Deci, din toamnă, cei interesați pot să vă caute la Casa de Cultură a Municipiului Cluj-Napoca, să trebuie de Ansamblul Coral Voci Transilvane, de domnul diriger Adrian Corojan și pot să acceadă în sunt cor. Sunt primiți cu brațele deschise. Dacă, domnule Corojan, acum așa spre finalul discuției noastre, dacă ar fi să faceți așa o descriere a corului pe care dumneavoastră îl dirijați, care ar fi aceasta? Cum v-ați descrie așa în câteva fraze? Eu chiar numai câteva cuvinte. Eram la Cernavoda în toamnă. Noi suntem mai puțin cunoscuți, să zicem, în afara Ardealului, să zic, și excepție făcând în străinătate, în regat, în vechiul regat. Și când am intrat, beneficiem de prietenia maestrului Voicu Ienăchescu, dirijorul corului Preludiu, și de alți susținători de mare marcă. Și atunci am avut un succes extraordinar. Și ne-au întrebat, zic, maestre, cum se întâmplă? Și zic, sunt multe coruri care, să zicem, impresionează, dar nu toate emoționează. Noi suntem un cor care emoționăm. Cântăm cu sufletul și ne adresăm sufletului. Foarte frumos spus. Nici nu se putea să încheiem mai frumos. Noi vă spunem încă o dată la mulți ani. Mulțumim. Cu siguranță ne vom reîntâlni la alte evenimente viitoare ale corului dumneavoastră. Cu multă plăcere. Îi invităm spre final pe telespectatori încă o dată. O să lăsăm în compania încă unui calup
de muzică frumoasă, muzică de suflet, așa cum i-ați obișnuit pe cei care deja vin la concertele dumneavoastră tot timpul. Vă mulțumim încă o dată, domnule Cărușan. Eu vă mulțumesc frumos. Și la mulți ani. Stimați telespectatori, eu mi-au rămas bun de la dumneavoastră. Nu uitați că ne puteți urmări și pe tvrplus.ro live. Nu uitați de pagina noastră de Facebook, de canalul nostru YouTube, unde puteți să revedeți anumite materiale, emisiuni. Și în partea a doua, de la 18:30, avem din nou pregătite pentru dumneavoastră materiale interesante. Așa cum vă spuneam, vă las acum în compania unui foarte frumos calup cu piese interpretate de ansamblu coral Voci Transilvane al Casei de Cultura a Municipiului Cluj-Napoca. Toate cele bune!